Legiunile romane se retrag din Dacia. Odată cu armata și administrația locală, probabil cu o parte din populația romană, în orice caz cea mai înstărită, din orașe și din vile, adică din fermele marilor posesori de pământ, speriați că nu mai erau de acum protejați de armata romană, vor fi părăsiți și ei colonia de la nord de Dunăre, pentru a se refugia pe malul drept al Dunării, unde împăratul Aurelianus s-a instituit în regiunea unde vor fi mai târziu Serbia de Est și Bulgaria de Nord-Vest, o nouă provincie numită tot Dacia, dar care a căpătat cu vremea în scrier numele de Dacia Aureliană. Unii istorici germani, apoi istorografia oficială ungară, au susținut teza că toată populația Daciei nord Dunării a fost atunci evacuată că această mare provincie s-a aflat dintr-o dată golită de întreaga populație de limbă latină. Dar această teorie n-a apărut decât acum vreo 200 de ani, adică odată cu nașterea conștiințelor naționale și ivirea pretențiilor naționaliste în toată Europa. De atunci a apărut în istorografia europeană și, bineînțeles, mai cu seamă, în disputele savante româno-maghiare, ceea ce s-a numit chestiunea continuității au continuat oare să locuiască în fosta dace vorbitor de limbă latină? Sau cum pretind cei mai mulți istorici unguri la apariția nevăritorilor maghiari la sfârșitul secolului al IX-lea, ori în secolul al X-lea, Ardealul era cel mult populat colo de mici grupuri slave? Încă o remarcă. Înainte de a expune punctul meu de vedere asupra chestiunii continuității, vreau să spun că Chestiunea nu mai prezintă azi nicio importanță politică. Chiar dacă ar putea istoricii maghiari, printr-o minune, să aducă dovada că ungurii au fost primii ocupanți ai Transilvaniei, prin faptul că populația maghiarofonă nu reprezintă azi decât 7% din populația totală, etata istorică n-ar mai putea avea nicio consecință pe plan juridic și politic. Dreptul internațional contemporan nu mai ține seama de pretinse drepturi istorice. Nu se mai ține seama decât de situația demografică actuală? Vedeți dreama recentă din Kosovo. Deci, încă o dată, Trebuie înțeles că chestiunea continuității nu mai are nicio importanță practică. Dacă încerc să înșir aici pe scurt argumentele noastre, e numai din pasiunea de a încerca rezolvarea unei probleme spinoase. Iată mai întâi argumentele pe care le înaintează partizanii necontinuității, adică a tezei care i s-a dat numele de teoria lui Rössler, după numele autorului german de la sfârșitul secolului al xix Robert Rössler, care n-a inventat teoria, dar i-a dat forma cea mai categorică. Evacuarea populației dacă romane sub Aurelianus ar fi fost totală. Documente interne, dovedind prezența unor vorbitori de limbă latină, în area Carpato-Dunăreană ar lipsi cu desăvârșire între secolul al IV-lea și începutul secolului al XIII-lea. O tăcere de vreo 900 de ani, aproape un mileniu, mileniul întunecat. La tilofonii li se va spune de acum vlach sau valach. Voi explica mai departe de ce. Apare în documente abia începând din veacul al X-lea, însă la sud de Dunăre, în Tesalia, Epir, Macedonia apoi Bulgaria. La nord de Dunăre nu apar în documente oficiale ale regatului ungar decât în jurul anului 1200. Se deduce deci că ar fi imigranți din sud, ciobani nomazi veniți cu oile și a căror imigrare ar fi fost încurajată de regii maghiar în ardealul insuficient populat. 2. Atunci când au pătruns maghiari în Transilvania, adică în ținutul de dincolo de pădure, asta înseamnă Transilvania, dincolo de pădure, a munților apuseni, trans peste și silva pădure. Țara ar fi fost pustie și nici n-ar fi putut fi locuită, fiindcă era acoperită în proporție de 90% de păduri trei. Dacă viitorii locuitori români de la nord de Dunăre n-ar fi locuit câteva veacuri în preajma românilor, și în vecinătatea albanezilor, nu s-ar putea explica nici strânsa înrudire între limba dacoromână română de la nord de Dunăre și dialectele a român și megleno-român, regiunea Salonic, de la sud, nici prezența în dacoromână română a câtorva zeci de cuvinte pretins împrumutate de la albanezi. În sprijinul acestei teze au venit și teoriile a doi filoros români, de la începutul veacului al XX-lea, Ovid Densușanu și Alexandru Filipide, care au fost convinși pe baza unor argumente, cred, eronate, că leagănul limbei române trebuie căutat la sud de Dunăre.